Bună! Bine ați venit sau revenit pe pagina mea de YouTube. Astăzi vreau să vă prezint această rețetă de friptură. Am aici carne macră de porc pe care am tăiat-o de grosimea aceasta. Și o voi pune la fiert într-o oală pe care am pus-o deja cu apă. Adaug și o linguriță de sare. Iar când începe să se formeze spumă, o îndepărtez și procedez așa până nu se mai formează spumă deloc. Adaug și o lingură bună de untură. Aceasta face carnea foarte fragedă, de se topește în gură. Acopăr cu un capac și o las să fiarbă timp de 2 ore, la foc mic. După 2 ore am ferit puțin capacul, pentru că mai este puțină apă care trebuie să se evapore și am dat focul mare. Iar când s-a evaporat toată apa, pun 3 căței de usturoi zdrobiți și dau focul iarăși pe mic. Și mai las carnea pentru 2 minute să prindă puțină culoare. Amestec cu grijă să nu rup bucățile de carne. În acest timp își lasă și usturoiul aroma. Și cam așa arată friptura. Este o rețetă foarte simplă. Noi am servit-o cu șparanghel tras la tigaie și pireu de cartofi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut această rețetă. Și până data viitoare, la revedere!